radical din 6 pe minus 5. Deci face radical din 6 pe minus 5. Pe minus 5. Radical din 6 pe minus 5, care înseamnă minus radical. Minus radical din 6 pe 5. Da. Deci imaginea este minus radical din 6, minus radical din 6 pe 5. Minus 1, hai să facem. F de minus 1. F de minus 1. Cât face? Copiiți pe x cu minus 1 și face radical din 1 plus 5 plus 6. Radical din 12. Face radical din 12 pe? Minus 6. Minus 6. Radical din 12 mai poate fi scris ca fiind radical din 4 ori 3. Da, 2 radical din 3. Deci, așa. Deci zice bine, că da. 4 iese în față, 2 radical din 3 pe minus 6. Deci egal cu 2 radical din 3 supra minus 6. 2 cu 6 simplificăm. Da, și vine... Minus radical din 3. Da, minus radical din 3. Pe 3. Pe 3. Nu? Care se plica pe 2. Deci imaginea cui? Lui minus 1. Minus 1. Imaginea este minus... Radical din 3 pe 3, da? Minus radical din 3 pe 3. Și așa mai departe. Dar eu sunt atât de curios să văd cum se comportă când x este dus pe minus infinit. Că vreau să găsesc cât mai mulți x. Știi bine, ca să reprezint toate perechile, trebuie să fii multă precizie. Așa că n-am să pot să merg așa în neștire până nu știu cât timp, sau până unde să mă duc. De aceea sunt nevoie să trec la limită. Deci să urmăresc, să văd ce se întâmplă cu y, câtă vreme e x și se duc spre minus infinit. Asta este o situație clară. Da? Deci să văd ce fel de y obțin în momentul acela. Ia să vedem. Iată-mă cum noțiunea de limită se impune concret în clipa asta, în situația aceea în care mă aflu. De aceea voi spune că voi face limită pentru x care se duc spre minus infinit din radical din x pătrat minus 5x plus 6 supra x minus 5. Da? Și dacă nu aveam o valoare concretă, înlocuiam, mă văd, îi văd, nu ți amintești. Putem înlocui și cu minus infinit. Adică totul se duce spre minus infinit. Toată chestia asta. Așa ți se pare ție, nu? Da. Totul va fi la minus infinit. X și se duce la minus infinit, dar y care apare. Nu știu, în sus, în jos, apar, pot să ducă la și spre un număr. E o problemă complicată aici. Dar trebuie să dăm răspuns. Când era x-ul 3 sau 5 sau, da, sau 7, în funcție. Locuiem pe x cu valoarea ce ai văzut și calculam și asta era. Limita era chiar valoarea funcției în punct. Da, da. De la minus infinit e o problemă. Pentru asta am să-ți propun următorul lucru. Cât face, după părerea ta, limită pentru x timp de la infinit din 3 pe x? Limită pentru x timp de la infinit din 3 supra x. Eu locuiesc x-ul pe infinit. Păi locuiești, da, și cât stai? Ca și mai împărțit. Plus infinit. Adică aș mai împărțit 3 pâini la foarte, foarte mulți oameni. Cât îi dai? Nimic. A, păi nimic? Zero face. Da. Cu cât crește ăsta mai mare, numărul lor e mai mare, n-ai ce să le mai dai. Da. Deci 3, limita asta face? Plus infinit. Face? Plus infinit. Păi ai spus că nu le dai nimic. Păi 3 pâini, dacă împarți la unul foarte, foarte mare, ce le dai? Cât e rezultatul? Nimic. Minus, da, tinde spre minus infinit. Sau? Păi, a, zero. Zero, măi, tu mă ții în stresul ăsta. Deci, cu zero. Zero, că nu le dai nimic, da? Da. Și la plus și la minus infinit, că tot acești. Da. Deci este număr foarte, foarte mare. Deci n-ai ce discuta aici, da? Dar dacă ar fi limită pentru x tinde la plus minus infinit din 7 supra x
la a treia. Fac tot nimic. Tot nimic. Cu atât mai repede se face toată praf, da? Tot zero. Pe chestia asta, uitându-ne noi la varianta pe care avem sus, înainte de a face aceea, hai să-ți mai propună un alt, o altă limită. Limită pentru x din de la infinit, din 5x plus 1, supra 3x minus 2. Aici nu mai ai ca înainte ceva supra x. Știi, nu ai așa o... n-ai șansa asta să ai un număr supra x. Ți-ți place când x-ul se duce la infinit, știi că un număr supra infinit face 0. Dacă n-ai, n-ai. Dar faci rost. Dar cum? Ne-am mai spus la școală că gen când mai de astea înlocuim cu infinit. În... sau nu. Sunt operațiile alea cu plus sau minus infinit. Da, dar acele încă nu le-ai priceput tu așa cum trebuie și nu te poți. Dacă înlocuiești cu vine acum 5 ori infinit, faci infinit. Infinit. Și cu 1 infinit. Tot infinit, supra 3 ori infinit, tot infinit. Cu minus tot infinit și vine plus infinit. Infinit pe infinit? Infinit și de plus infinit. Nu, e adevărat. E o operație fără sens. A, asta, da. Infinit fără infinit, împărțit la infinit, nu poți să le hotărăști. Da. N-ai ce spune. De aceea trebuie să eviți situația asta. Și atunci tu mizezi pe ce ți-am dat eu mai înainte. Ce, o constantă supra x la o putere. O constantă supra x la o putere. Care limite din asta, pentru x din de la plus minus infinit, face 0. Pentru că ți-am dat mai devreme 7 supra x, 3 supra x pe la a doua, la a treia, face 0. Da? Și tu vrei să așezi aici, să apară ceva în genul ăsta. Ia, care e șmecherea? Scos pe x factor forțat. Am luat comentă din lecția aia, da? Da? Da. Deci egal cu limită, pentru x tind de la infinit, din lecția care n-am scris-o. Da, care n-am înregistrat. Da, din. Scoatem pe x pe lângă. Da. 5, că a avut, da. Rămas la 5, plus 1 pe x. Da, plus 1 pe x. Da? 5 plus 1. Este aceeași aranjare, să știi. Da. Că dacă mulțumesc din 5x plus 1, x cu x se simplifică și rămâne 5x plus 1, cam înainte. Jos la fel, x 3, pe lângă. X pe lângă 3. 3 plus, 3 minus. 3 minus 1, 2 pe x. 2 pe x. Da? 3 minus 2 pe x. Și e cam mai departe. X-ul ăsta cu x-ul ăsta, la revedere. Da, se simplifică. Și acum treci la limite. Egal mai departe cu limită. Pentru x tind de la plus infinit, din 5 plus 1 pe x, supra 3 minus 2 pe x. Și locuiești pe x cu infinit acum. Da. Și face cât? 5 plus 1 pe infinit, supra jos 3 minus 2 pe infinit. Și ăsta mă zic duce. La 0, ăsta la 0, adică se pașe praf. Și rămâne cât? 5 pe 3. Băi, ce chestie tare. Deci dacă tu, fracția asta, înlocuiești pe x din ce în ce mai mari, y care rezultă se apropie de 5 pe 3. Da. Deci y nu sunt nici plus infinit, nici minus infinit, ci un număr concret. Deci valoarea limitei, y se apropie din ce în ce mai mult de 5 pe 3. Asta e foarte. Este, sunt niște numere care să obțin aici, nu aici. Nu aici. Dacă am fi făcut pentru funcția asta altă reprezentare și ne-am fi dus cu x și spre plus infinit, în tabelul acela e greșit. Acolo trebuie să spun că fac 5 pe 3. Deci să ții treaba asta. Deci când ai limită la plus minus infinit, ca o să te aranjezi așa fel lucrurile ca să fac ceva pe x sau x pătrat sau x la 3. Concret, hai să mai facem pe limită pentru x tind de la plus sau minus infinit, din 3x pătrat plus x plus 1,
supra 7x pătrat plus 2x minus 3 va însemna ce aici? Tot l-a pus minus infinit. Scoate-mi acum câte factori? X pătrat, cel mai mare, cu putință. Da. Deci egal cu limită pentru x tind de la plus minus infinit din x pătrat pe lângă. Pe lângă. Din primul ce îmi rămâne? 3 plus, 3 plus 1 pe x. 1 pe x, da. Și plus? 1 pe x pătrat. 1 pe x pătrat, da. Că aici nu ai avut nimic. Da. Da? Jos. X pătrat pe lângă. Pe lângă 7 plus, da. 2 pe x. 2 pe x. Da. Plus? Minus? Minus 3 pe x pătrat. Plus pe x pătrat. X pătrat cu x pătrat se reduc. Exact. Se simplifică. Ăsta de aici tinde la 0. Ăsta la tot la 0. Ăsta 2 pe i tinde la 0. Ăsta la 0. Și cât rămâne? 3 pe 7. 3 pe 7. Vezi? Este o șmecherie, o tehnică care trebuie aplicată totdeauna. Pentru că tu știi la plus minus infinit că o constantă supra x la o putere, asta este importantă să o ai de bază, face 0. Și ți aranjezi chestia asta. Și când se trece la limită, ăștia fac 0 și atunci rămâi, se vezi ce? Rămâne. Iată, când îți dau altă limită. Să spunem, limită pentru x din de la... Hai să zic așa, limită. Pentru x tinde la tot plus minus infinit. Adică și la plus și la minus se întâmplă același lucru, vreau să spun, da? Din 7x pătrat plus 3x minus 1 supra 2x minus 5. Am să o iau mai întâi cu plus și o să vezi de ce. La plus infinit și până să îți faci și la minus infinit. Da. Ce faci la asta? Păi nu mai stai pe gânduri. Tot la fel. Scoți x pătrat, maxim se scoate, da? Da. X pătrat, deci egal cu limită. Pentru x tind de la plus infinit. Plus infinit. Din x pătrat pe lângă, vorbește pe lângă x pătrat pe lângă 7. Așa. Plus 3 pe x. Așa. Minus 1 pe x pătrat. Minus 1 pe x pătrat. Și jos. Supra... x... Numai x aici, da? Mă. Da, x pe lângă 2. Da. Minus 5 pe x. 5 pe x. Și egal cu... Repede, ce spunem? Se simplifică x-ul cu pătratul. Cu, da, cu așa. Da. Și vine... Sus vine x pe lângă... Așa. Ăștia duc la 0, la 0, la 0. Da. Și face limită pentru x din de la infinit, din 7x, nu? Supra 2. Da. 7x supra 2. Și acum dacă vrei pe x cu infinit, vine 7 ori infinit. Infinit. Supra 2 infinit. Deci face plus infinit. Da? Deci vezi, dacă rămâne x, atunci înlocuiește. Deci dacă gradul e mai mare de sus, rămâne x-ul. Dacă e gradul jos, va rămâne x-ul jos. Și dacă rămâne x-ul jos, ceva pe infinit face 0. Da? Deci, te descurci în orice situație. Fie când gradele sunt egale și îți dă un număr, când gradele sunt diferite, dacă e mai mare el de sus, rămâne x și face, înlocuiești pe x cu infinit sau cu minus infinit. Iar când gradul ăsta e de jos, e mai mare, rămâne la numitor și atunci face 0. Când rămâne x-ul la numitor, face 0. Și terminate ești. Băi, dar am învățat niște lucruri interesante. Hai să ne întoarcem la registrul nostru. L-am lăsat acolo. Ce ne interesează? Să vedem ce se întâmplă cu cine? Cu y-ii care apar după rețeta asta. Radical din x pătrat minus 5x plus 6. Da?
Deci ne propunem să facem limita aceea. Să zicem. Să am ce am rămas. Vreau să văd, să studiez ce fac Y-ii după rețeta asta, când despre X știu sigur ce fac. Mă apropie de minus infinit. Deci vreau să aflu, să capăt informații despre Y obținut după rețeta asta, când X se apropie spre minus infinit. Vreau să știu ce fel de Y obțin. Negativ, pozitiv. Să apropie de un număr. Asta e. O să scot x pătrat în factor ca și magnetic. Am învățat treaba asta, nu? Da. Ești egal cu limită pentru x din de la minus infinit, că acolo fac eu. La minus infinit. Din. Așa, egal cu x pe lângă... Radical. Radical da. Din... Da. Așa este acolo. Radical din x pe lângă... Radical din x pătrat. E x pătrat sub radical. Da, x pătrat. Pe lângă. Pe lângă 5. Pe lângă 1, că a rămas 1. E 1 ori x pătrat. Da, e un trecut. 1. Minus. Minus 5. Atenție, minus. 5 pe x. Așa, 5 sub la x. Plus. Plus 6 pe x pătrat. 6 pe x pătrat. Și jos. Așa, și jos vine x. X. Pe lângă 1, da. Minus 5 pe x. 5 pe x. Și egal mai departe cu limită pentru x din de la minus infinit din radicalul dintr-un produs, că e și un produs. Da, e produs. Radical de fiecare. Deci pot să spun radical din x pătrat. Da? Radical din x pătrat. O radical din bucata a doua. 1 minus... 5 pe x plus 6 pe x pătrat. Exact. Totul supra x pe lângă pe lângă 1 minus 5 pe x. 1 minus 5 supra x. Și egal mai departe cum? Cât face radical din x pătrat? Băi, dacă îmi spui cum cât trebuie, o să ies afară și îți dau o tură în jurul blocului. Cât face radical din x pătrat? Face un număr. Face x, nu? Da. Adică, cât face radical din... 4, de exemplu, dă 2. Radical din, atenție, din minus 2, totul la a doua. A. Face cel număr, zici tu. Adică 4, face... 4, radical din 4, care 2. Face radical din 4, face 2. Da. Dar... Tu mi-ai spus mai devreme că face minus 2. Radical din minus 2 totul la pătrat, ai spus că este egal cu acel număr. Așa ai spus. Doar dacă e pozitiv. Dacă nu e, e treabă complicată. Dar e număr negativ și e o prostie. Radicalul de ordin, iată, de ordinul 2 nu poți să dea un număr negativ. Dă un număr pozitiv. Și ca să nu îi dai tu întâmpenia, să pui modul, mă. Nu? Deci radical din, din cât? Din x pătrat. Asta, așa vei spune. Deci egal mai departe cu limită. X tinde la minus infinit. Pentru x tinde la minus infinit din modul din x. Da. Modul din x, ori radical din 1 minus 5 supra x plus 6 supra x pătrat. Și jos x pe lângă 1 minus 5 pe x. Și cu cine este egal modul din x când x-ii sunt negativi? Pozitiv. Deci trebuie să fie pozitiv, adică e minus x. Minus. Da. La, adică trebuie să întrebi așa. Modul din minus 2 e egal cu 2, da? Da. Dar el este, de fapt, minus 2. Minus
Deci ia ăsta cu semnul minus în față. Deci va veni minus x, ori radical, da? Deci vine minus egal cu limită. Minus x, o radical din... O radical din 1 minus 5 pe x plus 6 pe x pătrat. Da, totul supra. Totul supra x pe lângă 1 minus 5 x. 1 minus 5 x. 1 minus 5 pe x. Da. 5 pe x. Și x-ul se simplifică cu x-ul de aici. Da. Și când s-a simplificat, ești cel mai fericit. Și acum treci la limită. Nu că ești pe x cu minus infinit. Și vei avea. Minus infinit. Nu mai te... Ce îi plebești? 5 pe infinit cât face? Infinit. Zero, mă. Ah, da, că n-ai cum să faci. Păi n-am vorbit mai la... Da, da, 5 până la o infinitate de oameni. Da, e zero. Ăsta face tot zero. Nu ți-am ți un cadrat, dar știu să da. Din coace 5 pe infinit tot zero. Zero. Și acum rămâne radical din 1. Din 1. Și cu minusul în față vine minus 1. Și egal cu minus 1 supra. Jos. 1. Adică egal cu minus 1. Asta e limita. Deci când x și vin spre minus infinit, y-ii care se tot obțin, se duc spre cine? La minus 1. Și spunem exact cât e limita. Da? Deci când x se apropie aici, y-ii se apropie de minus 1. Hai să obținem pe y-ii aceia care se obțin când ne duce cu x spre plus infinit. Deci ne ocupăm acum de limită. Limită care, ce, a cărui x fiind la plus infinit, din aceeași expresie de radical din x pătrat minus 5x plus 6 supra x minus 5 și egal cu. Păi se repede tot, numai că aici modul din x, când x-ul e pozitiv, rămâne așa. Adică va fi egal cu limită pentru x tinde la plus infinit, din x ori radical din 1 minus 5 supra x plus 6 supra x pătrat și totul supra x pe lângă 1 minus 5 supra x. X cu x se simplifică și cât este limita acum? Păi 5 pe x tinde la 0. 0. Cu asta iar la fel, cu 6 pe x pătrat tot tinde la 0, 5 pe supra x tot la 0 și vine 1 pe 1. Și face cât? 1. 1. Deci, când x-ii se duc spre plus infinit, y-ii care o apare aici se duc spre 1. 1. Deci limita este 1. Este 1. Am căpătat niște informații foarte importante. A, păi că limita asta nu este egal cu 1. Păi nu, nu se gale, dar aici nici nu putem vorbi stânga-dreapta. Da, da, da. Aici infinitul este un simbol. Nu poți să zici că atunci când o face treaba asta la stânga și la dreapta lui 5. Da. Aici putem să încercăm să facem stânga-dreapta lui 5. Că odată putem veni cu x spre 5 din stânga și pe urmă ne ducem cu x spre 5 din dreapta, descrescând. Și atunci are rost să vorbim, de, chiar să vorbim. Hai să vedem limita la stânga lui. Câte cea sunt? Adem. Este și fără 10, fără 20. O firmă, timpul. Puh, suntem boieri. Deci ne ocupăm de... Foarte multe lucruri interesante, nu? Până aici. Radicalul, cu condiții impuse, cu toate poveștile. Și acum, problema numărul 1 este, repet, să găsim informații cât mai multe despre y care apar după rețeta asta. Ne-am clarificat, nu între 2 și 3 urmărim să apară y, că nu pot să găsesc y, ci de la minus infinit până la 2, și de la 3 încolo, fără 5. În 5 studiem în jurul lui. Da? În jurul lui 5 vom vedea. În 2 cât este, Ioaneș? Cred că imaginea e 0 în 2. Dacă locuim pe x cu 2, sus face 0. Radical de 0 e 0. 0 pe ceva face 0. Și la 3 este tot 0. Da. Deci putem face y de 2. Hai să facem împreună ca să vezi. Deci, pentru x egal cu 2, rezultă că y de 2 este egal cu
vadă toată lumea cât este. F de 2. 2, 2 la 2, 4. Deci vine radical din 4 minus, minus 10. 10 plus 6. 0. Deci egal cu 0 asupra... Cât azi? 2, 2 minus 5? Minus 3. Minus 3. 0 pe minus 3 face 0. Cum așa spus. Da. F de 3 va face același lucru. N-ar vrea să mai pierdem timp. Da. Că 2 și 3 au fost obținute tocmai anulându-le pe astea, făcându-l 0. Și acum, hai să facem imaginea, să spunem, în punctul 4. F de 4. Avem voie? Da. Avem. Deci F de 4, cu radical din... Radical din 16... 10 minus 20... Plus 6, minus 20... Totul supra 4 minus 5 minus 1. Da. Așa trebuie să completăm. Și egal cu? Minus 4 plus 6, 2. Da, dar radical din 2. Da, radical din 2. Supra minus 1 și egal cu minus radical din 2. Radical din 2. Perfect. Să facem F de... Am făcut de F de 4. Hai să facem F de 4 și jumătate. 4,5. 4,5. Adică cât ar veni 4,5? 9 pe 2. 9 pe 2, da. Deci F de 9, 9 pe 2. 2. Egal cu 9 pe 2 totul la... Radical din 9 pe 2 totul la a doua. Minus 5 ori 9 pe 2. Deci face radical din... Minus 9 pe 2 totul la a doua. Așa. Minus 5 ori 9 pe 2. 5 ori 9 pe 2. Plus 6. Plus 6. Supra 9 pe 2 minus 5. 9 pe 2 minus 5. Și egal cu? 9 ori 81. Radical din... Radical din așa. Din 81 pe 4. Pe 4. Minus... Minus 45. 45 2. Supra 2. Plus 6. Plus 6. Supra... 9 minus 10 pe 2, minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Și egal mai departe, cu radical din... Numitorul comun este 4. Adică 81, minus 90. Minus 9, da, 90. Plus 24. 24. Supra 4. 4. Totul supra, minus 1 pe 2. Da? Da. Radicalul e și din numărător și din numitor. Face radical din, din 81 minus 90 face minus 9 și plus 24 face radical din 15, parcă. 15 supra 2, iese radical din 4 face 2, radical din numărător, da, da, radical din numitor, da, 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 totul supra minus 1 pe 2. 2 plus 2 simplificăm și face minus radical din 15. Deci, m-am apropiat mai mult de 5, da? În stânga. Cât am dat? 4,5, adică 9 pe 2. Și imaginea mi-a dat acum, iată, deci la 4 mi-a dat, cât mi-a dat imaginea lui 4? Minus radical din 2. Iar la 4,5, când am făcut 4,5, imaginea mi-a dat minus radical din 15. Scade din ce în ce mai mult. Și acum, vreau să mă apropie foarte, foarte mult. De ce sunt nevoie să trec la limită? Să văd ce fac ei greșește. Deci, de ce o să zic? Limita... Deci, limita la stânga, nu? Da, stânga. Da, da. Deci, limita la stânga în 5 egal cu limită pentru x și crescând spre 5. Da. Nu așa punem, da? Crescând spre 5. Că sunt de la stânga spre dreapta, adică spre 5. Bine. Din cine? Din f de x. Din f de x. Și egal cu limită pentru x și care se apropie de 5. Din expresia lui f de x, adică din radical, din x pătrat minus 5x plus 6, totul supra x minus 5. Și egal cu. Și înlocuim pe x cu 5,
Și va avea radical din 25 minus 25 plus 6. E bine? 25 minus, da, 25. Da, minus 25 plus 6. Totul supra? 5 minus 5 face? 0. Dar ce fel de 0? Că sunt în stânga. Negativ. Ar trebui să fac tabelul de varianța semnului. Da, și 0 negativ. 0 negativ. Nu totdeauna la stânga fac 0 negativ. Sunt și situații fac 0 pozitiv. Deci nu e mecanica asta. Trebuie să faci semnul. Acum e semnul lui x minus 5. Da. În 5 la stânga spune, iei valoare în stânga lui 5 și vei vedea că îți dă numere negative. 0 negativ. Și facem mai departe. 25 cu 25 se reduc și vine radical din 6. Supra 0 negativ. Ei, și tu trebuie să înțelegi că e vorba de un număr la unul foarte, 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 foarte mic. Negativ. Dar acest lucru plus cu minus face minus. Pui minus în față. Și ți închipă ca și cum ar fi radical din 6 supra un foarte, foarte, foarte mic, 1 pe 1 miliard. Da? Atunci, cum se mulțesc, cum se împart două fracții? Se mulțește prima, doar inversată. Deci face minus radical din 6 mulțit cu miliardul acela. Deci face minus 6, radical din 6 miliarde. Deci e un număr foarte, foarte mic. Așadar, când zic și sunt din ce în ce mai aproape, ăsta e de 0, ăsta face din ce în ce mai mic. Deci, e minus infinit, se simte, nu? Da. Deci, unde se duc? Ce aș zice? În stânga lui 5, am minus infinit. Y-ii care apar sunt minus radical din 2, minus radical din 15, și așa mai departe, minus infinit. Iar cei din dreapta, când fac limita la dreapta lui, hai să facem limita la dreapta lui 5, asta înseamnă limite pentru x, se duc spre 5, așa, descrescând, din f de x, și fac limită pentru x și se duc spre 5, din cine? Din radical din x pătrat minus 5x plus 6, totul supra x minus 5. Și obținem tot radical din 6, că dacă locuim pe x pe 5, tot radical din 6 face sus, și jos face 0 pozitiv. Că suntem cu x și dincolo de 5. Adică 5 ceva minus 5 dă numere pozitive. Și iată că acum cât va fi la limită? Nu mai este minus infinit, nu mai am minus, plus infinit. Deci la dreapta obțin numere pozitiv. Da? Foarte mari, da? Spre plus infinit. Așa că, cât de cât, ne-am făcut o imagine asupra y-ilor care apar. Deci y-ii, când x se apropie de minus infinit, y-ii sunt aproape minus 1, de minus 1. Când se duc la plus infinit, fac 1. Când suntem în stânga lui 5, fac minus infinit. În dreapta lui 5, fac plus infinit. Și ce s-o mai fi întâmplând pe zona asta, de la 5 în plus, la plus infinit, când x-ii, nu mai știu prea multe lucruri. Și-o fi menținând continuu tendința de scădere, că de la plus infinit scazi continuu. Da. Pus până la 1, din coace, de la minus 1, ori scădea tot timpul, ori crește, am probleme destul de complicate pe traseu. Deci mă va interesa foarte mult și ce fac pe traseu. Deocamdată am studiat așa, în extreme, comportarea y-ilor. Dar nu știu multe lucruri. Nu. N-aș putea să spun că am informații despre toate perechile, pentru toți și ce se întâmplă cu y-ii. Nu. Am doar o idee vagă asupra comportării y-ilor care apar în urma faptului. Doar am folosit noțiunea de limită. Atât. Și am arătat cu ocazia asta că este impusă noțiunea este impusă din nevoia de a afla informații despre y-ii aceia. Ce fac ăștia? Cum arată ei? Și acum am ceva informații, dar suficient de, să spunem, de slabe sunt informațiile. Urmează să punem la punct
și mai bine în lecțiile următoare. Analiza matematică va fi asta toată anul. Să căpătăm informațiile cât mai riguroase despre comportarea Y-urilor respectivi, câtă vreme știu bine domeniul definiției, că știu X și în zona asta sunt. X și sunt în zona de la minus infinit la până unde am noi, până la 2, apoi de la 3 încolo, fără 5, și povestea este ce fac Y în tipul ăsta. A studia o funcție înseamnă afla informații despre Y oferiți după rețeta aceea. Foarte tare chestia. Înseamnă că tu, când ți se dă o rețetă, imediat trebuie să stabilești domeniul definiției, ca să știi care e zona X-lor, în ce zonă te miști, și pe urmă începe munca. Să afli informații despre Y pe care îi obții după rețeta respectivă. Asta e povestea la analiza matematică. Da? De aceea, dacă se pleacă din start cu înțelegerea bine a noțiunii de limită, apoi toate lucrurile acelea se fac pe tot. Toate informațiile vor căpăta pe baza noțiunii de limită. Vom afla, o să punem la punct o tehnică pe care găsim cei mai mici Y, cei mai mari Y, adică din șirul ăsta de aici, care ar fi cel mai mare Y? Care ar fi cel mai mare Y? Absolut, de la un cap în altul privindu-i. Sau care e cel mai mic Y? O să căpătăm informații despre modul cum se manifestă tendința, cresc sau descresc. Monotonia funcției. Asta se cheamă monotonie, adică faptul că ei mențin o anumită tendință de creștere sau de descreștere în anumită zonă. Pentru că astea sunt toate necesare, că dacă eu aș ști aici că bunoară tendința este să vede că e de descreștere, că n-ar avea de la infinit, doar nu o să mai crească, unde să mai ducă Y de acolo. Sigur va fi de descreștere. Întrebarea dacă nu cumva la un moment dat descresc spre un număr mai mic decât unul și cum să se întoarcă înapoi. Deci să există un minim pe acolo. Astea sunt, repet, lucruri pe care trebuie să le punem la punct. Ce aș putea să spun? Că seara asta cred că am atins aproape cu lecția aceea care am șters-o. Da? Adică l-am înregistrat-o. Da? Și cred că pentru toți prietenii noștri care ne vor urmări, vor avea acum în mintea lor clar noțiunea de limită a unei funcții și de ce s-a impus noțiunea asta de limită. Care au fost? Tocmai comportarea. Uite aici, de ce stânga-dreaptă? Păi ce să fac dacă în punct nu pot să o fac? Când în punct când o pot face, înlocuiesc pur și simplu când fac limita într-un punct în care nu sunt dificultăți. Da. N-am dificultăți. Dar când am, trebuie să fac stânga-dreaptă. Și dacă stânga e egal, bunoară și există limită în 5? Nu, că stânga face minus infinit, dreapta face plus infinit și nu sunt egale. Dacă ar fi fost egale limitele, și de regulă valori finite, același lucru se fac și în stânga și în dreapta, spunem, am limită. Este valoarea comună. Când noi, uite, nu există limită acolo. Deci, s-a impus, sau studiul stânga-dreapta, din nevoia concretă. La fel, la plus, la minus, infinit. Tot din situația concretă. Urmează să găsim tot felul de artificii, ca atunci când ți se dă o limită și faci din să-ți calculezi limită pentru. Vei intra totdeauna în necazuri. Nu te aștept să faci totdeauna, înlocuiești pe X cu valoarea aceea și îți dă eternat. Nu. Îți va da 0 pe 0 valoare. Și 0 pe 0 e operație fără sens. Da? Întâi, dacă ai fost un număr pe 0, știi ce să spui. Iei stânga-dreapta. Iei stânga-dreapta, faci studii pe acolo și îți dai seama. Dar așa că în 0 pe 0 trebuie să faci artificii de calcul. Și sunt un set vreo 8-9 limite fundamentale care ne scot din încurcătura lui 0 pe 0. Apoi infinit minus infinit este iarăși operație fără sens. Infinit pe infinit este operație fără sens. Deci, la toate operațiile care le știi, apar niște situații extreme, cazuri de nedeterminare, cazuri în care nu te poți pronunța. Și atunci, știindu-le pe acelea și având niște limite fundamentale, pe baza artificiilor de calcul și cu toată, și cu toată matematica de până la clasa 11-a, cu toată matematica după tine,
că dacă n-ai toate informațiile nu poți face nimic, înseamnă că ai șanse mai departe să te apuci de analiza matematică. Ea, repet, analiza matematică se construiește numai și numai pe noțiunea de bază fundamentală, noțiunea de limită. Da, deci ea s-a început cu noțiunea de limită, nu altceva. Cât privește celelalte noțiuni, o să le vedem în lecțiile care urmează. Ne oprim aici. La revedere, dragilor. Am și obosit la 4 și tu abia stai, te văd. Bine, la revedere. Ia.